Bun găsit, dragii mei, ca orice om matur, să spunem așa, sau cel puțin care susține că e destul de matur, ne facem planuri și ne facem planuri de viitor, pentru că e normal să avem acest lucru de făcut, mai ales când ajungem la vârsta matură și ne dorim ca anumite țeluri să fie atinse. E foarte important, atunci am citit pe psychologist.com și pe mai multe rapoarte din acestea ale diferiților psihologi de renume, pe care vă invit să urmăriți și voi, pentru că spun o mulțime de lucruri interesante. Am văzut că planurile acestea pe care le facem noi seara, înainte de culcare sau în timpul zilei, alături de soț sau alături de familie, membrii ai familiei, sau pur și simplu sunt ale noastre individual, este bine să le punem pe hârtie. De ce este bine să le punem pe hârtie? Pentru că s-a demonstrat că toate lucrurile pe care le scriem se fixează mai bine în memorie și se întipăresc în minte mai bine și ne ajută subconștientul să se orienteze către rezolvarea acestora. De aceea eu zic că e bine să facem lucrul ăsta, e chiar util, mai ales că în ultima vreme nu prea mai scriem multe lucruri și dacă tot avem planuri de viitor, e foarte plăcut să și scriem din când în când, așa caligrafic, și peste o lună, două, trei, un an, doi, trei, în funcție de ce timp ne-am ales de atingerea planului, scopului nostru, să ne uităm retroactiv, să ne uităm la ce am făcut și la ce ne doream la momentul acesta. Eu am făcut lucrul ăsta și e foarte interesant. Vă invit și pe voi să faceți același lucru. Vă pup, dragii mei. Ne revedem mâine dimineață cu alte subiecte interesante. Nu uitați, învățăm unii de la ceilalți.